Mi-aduc aminte cu foarte multă emoție de învățătorul meu. Uneori un dascăl este cel care te face să vrei să te întorci la școală sau o materie care ți-e foarte dragă. Dar mie mi se pare că întotdeauna e important și locul în care te întorci, să fie prietenos, să vii cu drag la școală. Asta ne-am dorit să facem pentru copiii din Icușeni, Comuna Victoria, județul Iași, un mini amfiteatru pe care l-am făcut cu ajutorul prietenilor de la A+ Noima și finanțat de Iulius, unde acești copii, iată, stau deja pe trepte, se pregătesc de un spectacol pe care îl vor oferi astăzi prietenii de la Ateneul Național din Iași. A venit domnul Georgescu, e tot ce trebuie, doamne ferește, ți-ai pus în cap să-mi faci capuțantă de dimineață. Un loc în care să vină cu drag. Tot aici o să fie tot felul de ateliere, de povești, de spus povești, de scris povești sau pur și simplu un spațiu de relaxare. În același timp, e un mobilier modular care se poate tot timpul desface și se poate transforma în mai multe feluri. Atunci când nu e folosit ca amfiteatru, poate să fie pur și simplu spațiu de depozitare pentru lucrușoarele celor mici. Ne-am dorit, la zi de bine, să le aducem copiilor din Icușeni bucurie. Ne bucurăm să avem oaspeți de la proiectul Asociației Zi de Bine prin crearea unui cadru ambiental plăcut pentru elevi. Prin urmare, va fi mult mai ușor ca aceste cadre didactice care lucrează aici cu elevii să desfășoare activități plăcute și utile elevilor. Și dă-mi înapoi, că m-am furit tare și ca pe bușuroi.